Bună! Știu că săptămâna trecută vă spuneam că astăzi o să vedeți un tag, un tag pe care l-am primit de la Victor, însă între timp a venit acest colet cu cărți de care sunt foarte entuziasmată și vreau neapărat să-l deschid pentru că nu mai am răbdare și am zis hai să fac un unboxing pentru că nu este niciun unboxing pe canal, așa că numai bine, profit de ocazie. Sper că nu vă supărați că mai am un puțin tagul. Am trei cărți aici, trei autori români. Și ia să vedem ce avem aici. Facem. Sunt curioasă voi ce autori români preferați. Ia să vedem. Prima carte pe care o am aici este Kinderland de Liliana Coroboca. Sincer să fiu, nu am auzit de această autoare, însă am dat peste această carte în timp ce nu știu, căutam alte cărți și mi s-a părut foarte interesant subiectul pe care îl abordează. Mi se pare că e un subiect tipic românesc, specific nouă și anume copii rămași, știu eu, în grija bunicilor, asta în cel mai fericit caz, și a căror părinți pleacă peste hotare în căutarea unui trai mai bun, să le ofere un trai mai decent copiilor și hai să vedem despre ce e vorba mai exact. La 12 ani, Cristina este nevoită să devină mama celor doi frați mai mici atunci când părinții pleacă la muncă în străinătate după bani lungi, între ghilimele. Prin ochii fetiței descoperim universul unui sat moldovenesc contemporan, populat în majoritate de copii și bătrâni. Aici copiii învață singuri să supraviețuiască în timp ce așteaptă să li se împlinească cel mai frumos vis, întoarcerea părinților acasă. Dar aceștia nu se lasă înduplecați nici atunci când sunt invocați prin ritualuri magice păgâne. Părăsiți, copiii se alină cu amintirile vagi ale unei vieți normale de familie, imitând înainte de vreme gesturile adulților. Cristina povestește despre cruzime și tandrețe, despre durere și mângâiere, disperare și speranță, despre țara copiilor maturi, ale căror glasuri nu sunt ascultate de nimeni. Eu zic că sună foarte bine, este un subiect care îmi place, în sensul că mă interesează. Și așa cum vă spuneam, n-am mai auzit de această autoare, dacă voi ați auzit și dacă ați citit această carte, vă rog scrieți-mi în comentarii. Apoi, o altă carte pe care o am aici. A, da, haideți să vă spun și cât am dat pe această carte. Comanda am făcut-o într-o noapte, am prins ceva reduceri, 50% pe Elefant. Acel voucher minunat și cartea a costat 7,20 lei la reduceri. Da, un preț bun, zic eu. Apoi o altă carte pe care am luat-o, Exitus, de Adrian Georgescu. Nici de acest autor n-am mai auzit, însă cartea am văzut-o în revista Glamour și mi s-a părut un... la fel, descrierea mi s-a părut foarte interesantă și am zis că ar fi cazul să încerc și autori români. La fel, și această carte, în centrul acțiunii sale, are un copil, Milo, un copil care își pierde tatăl la naștere și mama înainte de a începe să vorbească, pare predestinat să trăiască înconjurat de moarte. Rămâne curând și fără mătușa care l-a luat în grijă, într-o cocioabă de lângă un crematoriu, pentru săraci și o groapă de gunoi, ceea ce îi atrage și porecla funestă Exitus. Singur într-o lume distrusă de ororile războiului, reușește totuși să rămână în viață printre oamenii neînsuflețiți de la morgă și având drept profesor cărțile și almanahurile găsite printre resturi. În pragul adolescenței, hotărăște să iasă între oamenii vii, dar descoperă că aceștia sunt de o cruzime fără margini și le expun mereu unor situații extreme. Marii conflagrații a luat locul lupta pentru supraviețuire și între bande, pericolul pândește la tot pasul, dar pe parcursul călătoriei lui spre maturitate răsare și speranța că lumea se poate schimba. Uneori de o violență de neînchipuit, alteori cu totul înduioșător. Exitus ne arată fața urâtă a societății măcinate de război, în care civilizația se transformă rapid și brutal în sălbăticie și se recâștigă apoi încet cu fiecare act de umanitate ce aduce un licăr acolo unde întunericul pare etern. Mai nou, îmi place foarte mult să citesc cărți care au în centrul acțiunii copii, copii care suferă, copii care, nu știu, au o viață foarte nefericită, pentru că, nu știu, mi se pare că sunt atât de reale aceste cărți, atât de îți pătrund la suflet. Pe Exitus am dat 16,48 lei.
Și ultima carte pe care vreau să vă arăt și de care sunt foarte, foarte entuziasmată este Pelinul Negru, scrisă de Ioana Nicolae. De ce spun că sunt entuziasmată de această carte? E bine, pentru că autoarea este originară din St. George's Bay, orașul în care m-am născut, orașul în care locuiesc momentan. Și spre rușinea mea nu am citit nicio carte până acum. A scris și cărți pentru copii. Feribornia, așa ceva, nu știu exact cum se numește cartea. Știu că a apărut la editura Arthur. Și încă o carte cu Arif. Nu știu cum se numește. A scris și poezii și încă un detaliu mai mult sau mai puțin semnificativ, pentru mine nu este. Este soția, Ioana Nicolae, este soția lui Mircea Cărtărescu. Da, da, acel Mircea Cărtărescu. Bun, haideți să vă spun despre ce este vorba în Pelinul Negru. Cernobâl înseamnă Pelinul Negru sau Iarba Neagră, căci explozia centralei nucleare din aprilie 1986 nu se putea petrece decât într-o zonă a negrului, a amărăciunii. Am scris Pelinul Negru și ca o formă de revoltă, deși mărturisesc că n-a fost ușor să plonjez în dramă și să odeșiri scriitoricește. Am copilărit fără cea mai mică bănuială într-un loc contaminat radioactiv. Abia când am început să simt pe propria piele urmările, am înțeles cât de acută era grozăvia și câțiva ani m-am întrebat continuu cine e de vină, de ce nu răspunde nimeni pentru marile catastrofe, cum de există atâtea victime subînțelese care n-au deloc glas. Nu mi-am putut răspunde altfel decât scriind Pelinul Negru, punctul de vedere al unei fetițe născute la puține luni după dezastru, a cărei existență e ca o frânghie care, pe măsură ce calci, se tot subțiază până devine o sfăricică ce sfârșește inevitabil prin a se rupe. Iar căderea nu înseamnă pur și simplu strivirea de asfalt, ci scufundarea din uman în subuman. Sună foarte bine. Și pe aceasta am dat 14,50 lei, jumate de preț. Eu zic că am făcut o afacere bună cu aceste cărți. Așa cum am mai spus, sunt foarte entuziasmată de ele, pentru că îmi doream foarte mult să citesc autori români, habar n-aveam ce. Noroc cu revista Glamour, pentru că spre final avea un articol despre cărți și acolo le-am descoperit pe acestea două. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, scrieți-mi, vă rog, în comentarii ce cărți mai citiți, ce alți autori români îmi recomandați și dacă, nu știu, v-a atras atenția vreuna din aceste cărți. Până data viitoare, vă doresc lecturi frumoase și o săptămână cât mai bună. Pa, pa!